Două utilaje aduse de către firma Diasil, special pentru spălarea și dezinfectarea trotuarelor și a străzilor înguste, sunt operaționale începând de vineri, 10 aprilie, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovski. De săptămâna aceasta, primăria Suceava va beneficia și de un atomizor de mare putere, TUN, cu ajutorul căruia va fi intensificată dezinfecția orașului. Sâmbătă, pe 11 aprilie, reprezentanții Universității Ștefan cel Mare din Suceava au montat și pus în funcțiune o instalație de dezinfectare a mașinilor care intră în curtea Spitalului Județean Suceava, inclusiv a ambulanțelor. Potrivit USV, componentele instalației au fost donate comunității sucevene de Egea Invest din Ploiești, iar la realizarea instalației au mai contribuit Thomas Sin, CEO Mea Metal Applications Dej, care a sponsorizat grătarele de trecere a autospecialelor, și Radu Perpelea, administratorul Diro Timpex din Ploiești, care a sponsorizat manopera pentru automatizarea instalației. Transportul, montarea și punerea în funcțiunea instalației de dezinfectare au fost asigurate de Universitatea Suceveană.